Un tânăr de 23 de ani din Botoșani a înjunghiat un client al unui restaurant din Suceava pe fondul unor nemulțumiri din trecut. Victima, în vârstă de 38 de ani, a ajuns la urgențe cu șoc hemoragic, având mai multe plăgi tăiate la nivel cranian, cervical posterior, torace posterior, precum și la brațul stâng. Potrivit polițiștilor, agresorul ar fi vrut să se angajeze la respectiva unitate comercială în primăvara acestui an, dar a fost refuzat. Totul putea lua o turnură tragică după ce clientul a încercat să-l calmeze pe individul recalcitrant și l-a scos afară din unitate. Nervos, agresorul a scos un cuțit și l-a înjunghiat de mai multe ori. Bărbatul a fost identificat la fața locului, a fost încătușat și preluat în custodie de polițiști, și transportat la sediul poliției municipiului Suceava pentru audieri. Între timp a fost deschis și un dosar penal. În cursul acestei zile, în jurul orei 13 și 20 de minute, poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin apelul 112 cu privire la o altercație produsă în zona parcării unui restaurant de municipiul Suceava. S-a constatat faptul că un bărbat în vârstă de 23 de ani din municipiul Botoșani a intrat în incinta restaurantului respectiv și a produs scandal, motivat de faptul că anterior, în primăvara acestui an, ar fi vrut să se angajeze la bucătăria restaurantului și ar fi fost refuzat. În aceste condiții, unul dintre clienți a încercat să-l evacueze pe bărbatul recalcitrant. Clientul avea 38 de ani și era din orașul Calvana. Acesta a reușit să-l scoată pe bărbatul respectiv în afara restaurantului, însă în acel moment, în parcarea respectivă, agresorul a aplicat victimei mai multe lovituri cu un cuțit, provocându-i leziuni prin înjunghiere. Victima a fost transportată la spital, fiind la acest moment în afara oricărui pericol, însă concluziile medicale preliminare arată faptul că viața i-a fost în pericol de loviturile aplicate de agresori.